salut pe toți cei care doriți să vă puneți mintea la încercare cu o nouă întrebare, dar așa cum facem întotdeauna, să vedem întâi răspunsurile la întrebările din clipul precedent, cele legate de legea lui Arhimede. A fost vorba despre o balanță care are pe talere două vase identice, care conțin cantități egale de apă, și de două sfere, una din lemn și una din plumb, care pot fi prinse cu ajutorul a două tije foarte subțiri. Trebuia să găsiți care este starea balanței pentru fiecare situație prezentată. Și înainte de a vă da răspunsurile, vă reamintesc că orice forță din univers are o pereche egală cu ea în modul, dar de sens contrar, care acționează asupra altui corp decât forța de la care am pornit. Dacă vreți să știți mai multe despre acest lucru, puteți urmări cursul meu de mecanică cu titlul Principiile dinamicii. Asta înseamnă că și forța arhimedică, care este orientată în sus, are o pereche egală cu ea, dar orientată în jos, care acționează prin intermediul apei asupra vasului în care se găsește apa. Și acum să vedem răspunsurile pentru situația în care sferele au același volum. Cazul întâi, cel pe care îl vedeți aici. Situația este echivalentă cu cea pe care o vedeți în al doilea desen. N-are importanță dacă sferele sunt puse în apă sau nu. Greutatea totală a sistemului sferă-apă-vas rămâne aceeași. Acest lucru se întâmplă deoarece atunci când sferele sunt în apă, apar două forțe în sistem, dar ele sunt egale și de sens contrar. Sunt acțiunea și reacțiunea, așa le numim în fizică. Ele sunt forța arhimedică, care acționează asupra corpului scufundat sau care plutește pe apă în sus, și cealaltă este reacțiunea forței arhimedice, care acționează prin intermediul apei asupra vasului, care conține apa în jos. Așa cum puteți vedea în acest desen. Aceste forțe sunt forțe interne pentru sistemul nostru de pe taler, adică pentru vas, apă și sferă, și din cauza asta ele nu pot modifica greutatea sistemului. Gândiți-vă că sunteți într-un lift, aveți un băț în mână cu care împingeți tavanul în sus. Scade greutatea liftului? Nu, pentru că exact cu forța cu care împingeți cu mâna tavanul liftului în sus, cu picioarele împingeți podeaua liftului în jos. Și greutatea liftului, evident, rămâne aceeași. Deci, în această situație, deoarece sfera de plumb este mai grea decât sfera de lemn, pentru că are densitatea mai mare, dar același volum, înseamnă că balanța nu este în echilibru, iar talerul B coboară. Cazul al doilea. În acest caz, sferele fiind prinse cu tijele, greutatea lor nu mai acționează asupra talerelor. Dar există și în acest caz forțe arhimedice, deoarece sferele sunt scufundate în apă. Aceste forțe arhimedice care împing sferele în sus, împing, așa cum am arătat deja, talerele în jos. Dar forțele arhimedice care acționează asupra sferelor sunt egale, deoarece forța arhimedică în acest caz depinde doar de volumul sferelor, iar ele au volume egale. Înseamnă că reacțiunile la forțele arhimedice, cele care acționează asupra talerelor, sunt egale și ele. Deci, în acest caz, balanța va fi în echilibru. Cazul al treilea. Asupra talerului A acționează greutatea vasului, greutatea apei și greutatea sferei din lemn. Am explicat la prima întrebare de ce în acest caz nu trebuie să ținem seama de forța arhimedică. Asupra talerului B acționează greutatea vasului, greutatea apei și reacțiunea la forța arhimedică, care este egală în modul cu forța arhimedică. Dar forța arhimedică este mai mare decât greutatea sferei din lemn.
tocmai din această cauză, aceasta se ridică dacă o scufundăm complet în apă. Înseamnă că în acest caz, talerul B coboară. Cazul al patrulea, asupra talerului A acționează greutatea vasului, greutatea apei și reacțiunea la forța arhimedică, iar asupra talerului B acționează greutatea vasului, greutatea apei și greutatea sferei din plumb. Dar greutatea sferei din plumb este mai mare decât forța arhimedică, tocmai de aceea ea se scufundă dacă este pusă în apă. Deci, nici în acest caz balanța nu este în echilibru, iar talerul care coboară este și în acest caz talerul B. Acum să vedem ce se întâmplă dacă cele două sfere au aceeași masă. Ca să găsim răspunsurile la întrebări, trebuie să înțelegem că în această situație cele două sfere nu mai au același volum. Sfera din plumb va avea volumul mult mai mic decât sfera din lemn, pentru că densitatea plumbului este mult mai mare decât densitatea lemnului. Și asta mai înseamnă că de data asta forțele arhimedice care acționează asupra sferelor noastre atunci când ele sunt complet scufundate în apă nu vor mai fi nici ele egale. Forța arhimedică care va acționa asupra sferei din lemn când este scufundată în apă va fi mult mai mare decât forța arhimedică care va acționa asupra sferei din plumb. Pentru că, așa cum am spus, volumul sferei din lemn este mult mai mare decât volumul sferei din plumb. Cazul întâi. Așa cum am explicat în acea situație, pentru cazul în care sferele aveau același volum, n-are importanță faptul că sferele sunt scufundate sau nu în apă. Acest lucru nu poate modifica greutatea totală de pe taler. De aceea, de data asta, balanța va fi în echilibru. Suma maselor de pe talerul A este acum egală cu suma maselor de pe talerul B, pentru că acum cele două sfere au aceeași masă. Cazul al doilea. Aici nu mai avem echilibru, deoarece forța arhimedică asupra sferei din lemn este mai mare decât forța arhimedică care acționează asupra sferei din plumb. Deoarece volumul sferei din lemn, așa cum am spus, este mai mare decât volumul sferei din plumb. Așa că talerul A va fi împins în jos cu o forță mai mare decât talerul B, deci talerul A coboară. Cazul al treilea. Asupra talerului A acționează greutatea vasului, greutatea apei și greutatea sferei din lemn. Am explicat deja de două ori de ce în acest caz nu trebuie să ținem seama de forța arhimedică. Asupra talerului B acționează greutatea vasului, greutatea apei și reacțiunea la forța arhimedică. Dar forța arhimedică asupra bilei din plumb este mai mică decât greutatea ei, deoarece lăsată liberă, sfera din plumb se scufundă. Înseamnă că forța arhimedică este mai mică și decât greutatea sferei din lemn, deoarece cele două sfere au aceeași greutate. În concluzie, greutatea sferei din lemn este mai mare decât reacțiunea la forța arhimedică care acționează asupra sferei din plumb, balanța nu este în echilibru și talerul A coboară. Cazul al patrulea. Asupra talerului A acționează greutatea vasului, greutatea apei din vas și reacțiunea la forța arhimedică. Asupra talerului B acționează greutatea vasului, greutatea apei din vas și greutatea sferei din plumb. Dar forța arhimedică care acționează asupra sferei din lemn este mai mare decât greutatea ei, deoarece știm că dacă lăsăm liber în apă sfera din lemn, ea se ridică. Asta înseamnă că forța arhimedică asupra sferei din lemn este mai mare și decât greutatea sferei din plumb, deoarece cele două greutăți sunt egale. În concluzie, balanța nu este în echilibru și talerul A coboară.
Înainte de a vă spune cine a găsit răspunsurile corecte, trebuie să fac o completare la lista rezolvitorilor de data trecută, și anume David Magda a trimis răspunsurile corecte pentru întrebările legate de trenuri, dar am primit răspunsurile după ce am filmat materialul pentru clip, așa că n-am mai putut să-l menționez în clipul anterior și de aceea o fac acum. La întrebările legate de forțele arhimedice, au reușit să găsească toate răspunsurile corecte Dumitru Antonie, care a făcut, ca de obicei, și o analiză fizică foarte în detaliu a problemei, și Daniela Carmen Băluță, felicitări! Maniura Antonio a găsit o parte dintre răspunsuri, lucru pentru care îl felicit și pe el, și le-ar fi putut găsi pe toate dacă n-ar fi uitat că forța arhimedică acționează întotdeauna atunci când un corp este scufundat într-un lichid și nu depinde de greutatea corpului respectiv, ci doar de volumul acestuia. Și acum întrebarea de azi. Avem un cilindru pe care am înfășurat sârmă, cam așa cum vedeți că fac acum. Cred că e clar pentru toată lumea despre ce e vorba, așa că putem să continuăm folosindu-ne de un desen. Acesta este desenul, vedeți sârma înfășurată pe cilindru. Și acum să presupunem că știm următoarele. Circumferința cilindrului este de 4 cm. Lungimea lui este de 12 cm. Distanța dintre spire este constantă de-a lungul sârmei. Și, în fine, sârma a fost înfășurată de exact 4 ori. Cunoscând aceste lucruri, întrebarea este ce lungime are sârma. Știu că problema pare greu de rezolvat, dar există o metodă simplă de rezolvare. Vă invit să o găsiți. La revedere!